Guvernul intenționează să financeze și baterii pentru stocarea energiei celor care au sau își pun panouri fotovoltaice pe casă. Măsura prevăzută în documentul de ajustare a PNRR înaintat Comisiei Europene prevede de contarea 25.000 de lei, dar va intra în vigoare doar dacă va fi aprobată. Suma care urmează a fi alocată în acest scop trece de 600 de milioane de euro. Un nou capitol al programului Repower EU propune ca românii să fie sprijiniți să-și instaleze și baterii de 5 kW pentru stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice. Cupoanele în valoare de 25.000 de lei vor fi acordate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Putând să aibă propria lor capacitate de stocare, nu mai, nu mai e necesar să mai ia curent din rețea, ca să spun așa, și să-l plătească. Practic, este un curent gratuit pe care și l-au produs anticipat. Condiția este una simplă. Să aibă un contract cu o firmă care furnizează aceste elemente. Și, deci, practic, relația între noi și cetățean va fi printr-o companie cu care cetățeanul face contractul de achiziție. Mecanismul de implementare al acestei măsuri prevede că oamenii vor putea opta. Fie primesc cupoane valorice pentru panouri, fie pentru baterie, cu condiția să nu fie deja prosumatori, fie pentru ambele. Cristian Leizeriuc are o asemenea baterie, care l-a costat 12.000 de lei. Spune că, în cazul unei întreruperi de curent de o jumătate de zi, n-ar fi afectat deloc. Am un sistem montat în momentul de față de 5,5 kW, cu un acumulator care poate să magazineze 10 kW. Asta ar fi de ajuns, să spun, o, o perioadă de 10-12 ore din momentul în care s-a luat tensiunea. Acest bărbat are pe casă 22 de panouri da. și a ochit deja o baterie de 15.000 de lei care ar completa instalația. Fiecare panou are 405 W cu care produc energie electrică în cursul zilei, când e soare. Noaptea, dacă aș avea baterii, aș putea încărca bateriile ziua și pot să funcționeze și noaptea. M-ar ajuta mult. Autoritățile mai au un motiv important pentru care doresc să sprijine achiziția de baterii. Numărul celor care și-au pus panouri fotovoltaice s-a dublat în ultimele șase luni, iar creșterea va fi mare și în perioada următoare. Dacă toți devin prosumatori, sistemul de transport și distribuția energiei electrice ar putea fi perturbat. Măsura are în vedere și îmbunătățirea fiabilității rețelei, care este îmbătrânită și uzată.